Da, azi e zi de suprapantaloni. O, și azi mai bate și vântul. Frumos. Și ne oprim în următoarea intersecție. Deja probabil s-a murdărit camera. Am făcut duș deja. Nu mai vreau. Nu mai vreau un duș. Azi noapte a plouat foarte tare și am crezut că o să prind fereastra. Dar uite când am prins fereastra, am prins fix când începe iar o tură. Dar nu e nicio problemă, pentru că copilașii de aici încă merg la școală cu bicicleta. Da, sigur, camera mea nu se mai vede nimic. Mamă. Bună dimineața dintr-un oraș ploios, vântos și friguros. Azi o trebuie să folosim tot echipamentul de ploaie. Și una dintre zile în care pedalatul prin oraș poate fi chiar periculos, la câte frunze ude sunt pe jos. E una dintre zile în care te gândești, băi, parcă aș vrea să iau autobuzul sau metrou. Dar după ce îți ajung primele picături de apă în nas, gură și ochi, și după ce vezi primii părinți care își duc copiii tot pe biciclete, se pare că în intersecția asta, în fiecare dimineață, dau peste un părinte cu un copil. După ce vezi pe toți că în continuare merg cu bicicleta, te gândești, hai că nu e așa de rău. Și te gândești la zicala aia că nu există vreme proastă sau vreme rea, există haine proaste, haine nepotrivite, hai să le zicem așa, pentru vreme. Așa că vremea este bună, așa cum este ea. Ai, ai, ai. Hainele pe care le porți, în schimb, fac diferența dacă ajungi ciuciulete sau dacă ajungi uscat. Eu am acum rucsacul acoperit cu o husă pentru ploaie. Geaca de ploaie, care din păcate este cam veche și ar trebui schimbată. Sau ar trebui reimpermeabilizată. Și ne lipsiți suprapantaloni. Fără suprapantaloni, nu doar că m-aș uda pe pantaloni, dar m-aș uda și pe papuci și pe ciorapi și aș avea apă și în chiloți sau cine mai știe pe unde. Ha? Bineînțeles, camera de data asta mai trebuie și ea protejată. Vedem cum se comportă supra pantalonii. Hai că nu e atât de grav. Nu e atât de grav. Da, am filmat ieri episodul al doilea din seria asta și era episodul cu opțiunile. Ce opțiune am de transport public, de transport în oraș? Vreau să mai repet azi din nou episodul, o să trebuiască să-l trag din nou, pentru că am avut o problemă cu fermoarul de la geacă. Fermoarul de la geacă mi se tot zdrângănea și se auzea foarte enervant, așa ca un sunet repetitiv pe cameră. Și nu a fost amuzant. Haide totuși
ca să iasă ceva din ziua ploioasă de azi. Să vedem un pic starea traficului la ora 8:51 într-o zi ploioasă. Eu acum merg prin spatele blocurilor, ăsta e traseul meu preferat, pentru că îmi permite să nu mai stau la semafoare și să fiu mult mai rapid. În partea dreaptă, paralel cu noi, este strada principală, care e plină de semafoare și de mașini, care e și mult mai gălăgioasă, tot cum o să auziți imediat. Hai să mergem pe acolo ca să vedem totuși mașinile, nu? Să vedem cum stau mașinile în trafic. Pardon. Hop, hop, hop. Cum mașinile fac traficul. O chestie cu care trebuie să mă obișnuiesc de fiecare dată când plouă este puterea frânelor. Și fii atent, am șters. Și iarăși te uzi, gata, de aici nu mă mai auziți pe mine că se aude traficul și mai ales că plouă. Bla, 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 bla. Ce-i drept? Cred că plouă un pic cam tare. Adică una e să-ți placă apa, să-ți placă să înnoți. Da, am vorbit ieri, în episodul de ieri, și de autobuze care au, mă rog, le-am menționat, autobuzele care au banda lor de... banda lor principală. Am zis eu că nu sunt claxoane în Hamburg, uite cum a apărut și claxoanele. Tot m-am lăudat că aici nu se claxonează. Na, nu se întâmplă des, dar când se întâmplă, se întâmplă. Ha-ha, cum îmi curge apă din mustați? Da, eu aici n-aș vrea să cad pe frunzele astea, cu mașini care trec cu viteză pe lângă mine, în gălăgie. Nu e un loc în care aș vrea să cad. Gata, băieții, până aici ați mers, că de aici începe aglomerația. Dacă dorește cineva să numere mașinile, poate să înceapă de pe acum. Acum avem o porțiune care în fiecare dimineață în fiecare zi pe la ora asta. Deci nu vreau să pun piciorul jos aici pentru că se pică în baltă. Da. În fiecare dimineață porțiunea asta de drum se aglomerează. Băieții, dar totuși stăteam și eu la semafor. Costă 60 de euro dacă treci pe roșu ca biciclist și te prinde poliția. Mamă. Asta se întâmplă dacă nu ai echipament, ajungi ca băiatul ăsta. Ciuciulete. Porțiunea asta de drum se aglomerează foarte tare și ajungi să stai pentru un kilometru vreo 10-12 minute. Din fericire, autobuzele nu trebuie să stea la rând, să stea în coloană. Achtung links. Danke. Wow, pe jos e fix mocirluță, mocirluță. Nu prea vrei să trăneze aici.
Da, ajungi să stai pentru un kilometru vreo 10 minute. Intersecția asta e foarte mare, e aceeași intersecție care se aglomerează când tot pe toate pe roșu, bravo, te-ai dus. E aceeași intersecție filmată, aia aglomerată cu bicicliștii din partea cealaltă. Hai să vedem și semafoarele cum sunt sincronizate. Un verde, l-am avut în spate, pentru bicicliști. Ui, 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 ui. Doi verde, și pentru bicicliști, pentru mașini. Trei verde, doar pentru bicicliști, nu pentru mașini. Patru verde, bicicliștii care merg și în față și la dreapta. Hei, 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 hei. Iar aici iarăși o mică, în fiecare dimineață, un mega ambuteiaj. Noroc că autobuzul nu trebuie să stea să aștepte în coloana asta. A, uite-l pe băiatul ciuciulet. În schimb, în fiecare dimineață observ chestia asta aici. Este o bandă care merge la dreapta, unde mașinile trebuie să dea prioritate de dreapta bicicliștilor. Și asta înseamnă că după ce se face verde la mașini, asta în același moment în care se face și verde la bicicliști, meargă tot înainte, mașinile astea nu pot să facă dreapta. Mașinile astea nu pot să facă dreapta până nu trec toți bicicliști. Și de obicei coada se întinde în spate de tot, de tot, de tot, se duce foarte mult în spate. Și se ajunge chiar până la intersecția precedentă. Hai și noi acum. S-a făcut verde. Mă rog, mașinile mai întâi să aibă liber pe stradă unde să facă dreapta și după aia să mai dea prioritate și la bicicliști. Asta a fost un exemplu destul de inconfortabil. Nenea nici nu prea avea unde să se bage, dar s-a băgat. E, și acolo toate mașinile stau să așteaptă până trec de picuit. Vedem ce se vede pe vremea asta, pe ploaia asta. Au trecut vreo 10 bicicliști, 2 mașini, 3 mașini acum. Hai, și noi am ajuns la birou. Tot timpul, atunci când plouă, avem un mic record de fiecare dată, pentru că cine vrea să stea în ploaie, hai să fim serios. Da, dacă ploua așa cum plouă acum, când eram acasă și trebuia să mă hotărăsc, cred că veneam cu autobuz. Hai să mai ștergem și camera. Dacă mai avem ce să ștergem. Gecuța este cam mudă, dar în rest pantalonii sunt ok. Hai să vedem, uite, mămica deja au ajuns, sau tăticul, cine o fi aici. Am găsit și noi loc de parcare. Unu, doi, trei. Trei secunde și am parcat. Și din ploaie am plecat. Da, asta cu vremea o trecem la lista de dezavantaje atunci când mergi cu bicicleta. În episodul anterior, pe care îl voi publica după acest episod, vedem exact și care sunt toate opțiunile de transport. Hai să dăm jos toate clamotele. Ah, frumos, frumos la Hamburg. Vedem după amiază, poate se înseninează vremea și filmăm mai bine. Până atunci, intrăm un pic să ne acoperim de vreme și ne uităm dinăuntru cum plouă afară. Ai, 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 uite, am apă și în urechi.